În pofida impedimentelor apărute în urma noului coronavirus, dar și a măsurilor impuse, tinerii absolvenți și-au dus la bun sfârșit dorința de a-și continua studiile. În Drobeta Turnu Severin, înscrierile la master, dar și la licență, au avut un adevărat succes, locurile ocupându-se aproape integral chiar din prima sesiune. Deci, înscrierile la facultate, atât la licență cât și la master, s-au făcut online anul acesta, respectându-se măsurile impuse în actualul context social, nu a fost un impediment pentru tinerii care au dorit continuarea studiilor în pofida piedicilor apărute din punct de vedere social. Anul acesta, Departamentul Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Facultății de Mecanică, filiala din Drobeta Turnu Severin, a avut un adevărat succes, locurile ocupându-se aproape în întregime chiar din prima sesiune. Anul acesta înscrierile au avut loc online la majoritatea facultăților, din câte știu eu, a universităților, și după părerea noastră, cu toate dificultățile, pentru că este pentru prima dată când se realizează acest lucru, am reușit să ne ocupăm o bună parte din locurile de la licență și masterul integral. Acum este perioada în care se fac confirmările, urmează redistribuirile în cazul când avem studenți care nu-și doresc specializarea la care au fost admiși, și la sfârșitul acestor reconfirmări sperăm să ne aflăm în situația foarte bună de a ocupa masterul integral și de a ne rămâne câteva locuri la licență. Tinerii absolvenți și-au continuat studiile după cum arată numărul de locuri rămase din cadrul primei sesiuni. În actualul context social, tinerii au acordat un interes major activităților școlare, ceea ce înseamnă că refuză ideea instalării analfabetismului la nivel național.